Așa. Sergiu, te salut odată. Aici sunt mai mulți băieți. Unde e băiatul? Cum îl cheamă băiatul? Doru. Așa, Sergiu, odată te salut. Ne-am întâlnit sus în parcare, sus în parcare la ceva restaurant. La Piatra Craiului. Aici îi salutăm pe băieți, te salutăm, Luci. Salutăm. Așa, ați urcat toți de la piață că... Da. Ne-a dat afară. Așa. Bun. Domnul Doru. Da. Hai aici un pic, te rog, lângă băiatul ăsta. Da. Așa. Acum ați plecat de la târg? Da. De cât? De oră sau de cât? Cam așa, o oră. Au venit și vă... Da, ne-au dat afară mascați. De ce? Nu ne-au lăsat să facem câlt de cai. De ce? Ne vindem în... Nu, că nu. Că nu e autorizat? Da. Am înțeles. Bun. Tu zici că ai venit din străinătate când? Da. A? Da, da. Ai fost plecat mult timp, da? Bun. Și hai să vii să vezi și tu cai, da? Danu Mocan. Da. Așa. Dan Mocan. Bun. Dan Mocan. Sergiu, aici salutăm pe Sergiu, vezi, știi pe Sergiu, da? Da. Sergiu, ai adus două mânze la piață, da? A crezut că zice Walter, da. Filmează aici mondialul. Filmează mânzul ăsta de 2 ani blond. Așa. O, mondial. Hai, mai jos. Anii trecuți, cum erau târgurile la Negreni? Vinea toată România la Negreni. Deci venea toată lumea la Negreni. Da, da. Uite, negustorii din țară, peste tot, toate satele astea. Da. Uite, acum facem o prezentare într-o parcare, foarte, că așa e la noi. Facem de foarte mult. Așa e la noi. Un târg vechi, da. Mai zice. Sergiu. Da, cât timp au? 2 ani. 2 ani. Sergiu. Deci voi ați pornit de dimineață, da. Au fost mai mulți întâi, dar n-au mai urcat sus aici în parcare, așa-i? Nu m-am urcat. Deci au fost care s-au și dus acasă, așa-i? Da, normal, fiței că ai atâta timp în drum. Am înțeles. Ca cerșetorii. Da. Ce-i faci? Deci, am înțeles, dar în țara ta, pe marginea drumului. Așa e la noi, Cristian. În Bimor, teoretic, dacă mergi altundeva, nu găsești, dar așa. Am înțeles. Acum, astăzi este la Bucovina, expoziția acolo, se pot ține frumos, da, mai trebuie. Nu se compară niciodată, Cristian, cu ei. Da. N-avem cum. La noi, dacă vrei și faci un tur. Da. Sergiu, îți mulțumim mult de prezentare. Dacă mai dorește cineva să prezinte. Filmează puțin, taie și merge. Ce să faci? Da. Da, Bila, zi, te rog. Aici ați adus două iepe, da? Da, și nu ne-au lăsat de la târg. Da. Asta e, ce să faci? Care e a ta dintre astea? Neagră. Neagră e a ta și asta la altia lui domn Marcel? Da. Am înțeles. Vii greu, așa-i? Dar cum și nu, dacă nu ne lasă în târg, ne pune pe drumuri pe aici și portăm caia iure. Am înțeles. Ce să faci? Asta e. Da. O să mai mergem la altceva, unde, la târg, unde o să fie... Poți să ridici aia sus înapoi, dacă... Târguri... Sau poți să o lași așa? Unde mai este târguri, Cristi? Păi, nu știu, trebuie să aflăm. Vedem, bine, cu parcurs. Bine, Cristi, ne auzăm. Bila, te salut. Te salut, Cristi, cu mare drag.
Cum e, tinere? Aici la club. Zici că la parcare. Așa, la tine la parcare. Zici că ne urmărești din străinătate, da? De câți ani? 5 ani. Și cum ne-ai văzut tu din străinătate? Pe YouTube. Da, cum ne vedeai așa? Pe YouTube. Nu, nu, aia zic, cum ne vedeai tu așa pe noi? Tu plecat în străinătate și noi în România. Ah, la Târgu. Fain? Fain, domnule. Am înțeles. Deci te regăseai, așa? Da, mă regăseam. Ți era dor de casă, a? Păi îți dai seama dacă am crescut cu Skydor. Îți mai alina? Zic că îți mai alina dorul de casă, tu ai? Da, am înțeles. Mă uitam la dumneavoastră cu mare dreapă, cai, la lumânii. Acum ai cai? N-ai, așa? Da, am. Cât cai? Doi? Trei? Una, am o iapă, da, de 4 ani și eu născut ale Muza o lună cu zi. Du-te, și unde stai tu? De aici sus, în Vadul Crăciunului. În Vadul Crăciunului stai? Hai, deci cu băieții, cu Bila și cu ăștia. Am înțeles. Băieți buni sunteți acolo. Da, zic că ai văzut filmul lor? Dar de ce nu o scoate și pe aia până... Da, nu știu. Zi să o scoată fără. Cantalam la vnepiș! Stai. Salutăm toți prietenii noștri din străinătate să vină acasă la noi în România frumos, cai, liniște, frumos. Așa, așa. Avem cai, haideți acasă, fraților. E, dar uite că dacă nu-i lasă pe băieți să facă târgu, ce trebuie făcut? Trebuie rezolvat ceva, să mergem, să vorbim, să facem. Așa, așa, așa. Avem acoperă. Da. Cum te cheamă? Doru. Multă sănătate, doresc Doru să aveți grijă de voi și ne vedem. Doamne, la... ajută, domnul. De unde ești tu? Din Vad? Da. Am venit dincolo, domnul Cristine. Ai, și tu ai fost cu el? Da. Ești fratele lui, da? Nu, sunt nepot. Așa. Ce am vrut să te întreb? Am fost la voi în Vad. Da. Sunteți o echipă, sunteți o... Da, am fost foarte... la Bila. Hai, da, zic, sunteți o... Familie, așa, dar foarte uniți sunteți, da, acolo. Da. Am văzut că e curat la voi. Un sănă, domnul Cristine. Țineți treabă bună. Păi dacă am crescut cu cai de mici copii. Așa, așa. Băieți, vă salut, să aveți grijă de Doamne voi ajută, și să faceți târguri bune. Amin. Doamne ajută la toată lumea. Te salut. Cristine. Și pe tine, te salut. Mulțumesc. Doamne ajută, Cristine. Ce sun eu, iau eu numărul tău. Bine. Hai că... Salut! De câte vreme? Ați făcut schimb? Da. Cu asta... Da. Am înțeles. Domnul Costel! Da, dă-te așa lângă domnul Costel, să-l vedem pe domnul Costel, te rog. Așa! Ai corbaș mai bun ca la Jilă, mă! Îmi place de tine! Domnul Costel, bună ziua! Acum ați venit de la târgul de la Negreni? Da, am venit de la târgul la altă. E, dar o fost ceva acolo? O fost ceva, că le-am băut de-o cafea și am luat pe noi. E, și cai ați văzut? Oh, ia loc și-a loc o domnul Costel,
Aici, aici luați parte la un, la un schimb. Voi trebuia să lăsați cu linia, că-s la fel, mă. Lasă că iei norocul la om. Nu o luați, că sunt amândouă sporile norocoase. Ai zis că merg acasă. Domnul Costel, dar de unde a știut că să strâns băieții pe parcare? Cine? Dumneavoastră, de unde a știut? Ce am vrut să vă întreb? Au fost cai în târgul de la Negreni? Nu, nu mă, niște măgari. I-o dat afară pe băieți, sau ce s-a întâmplat? Jandarmi azi dumneavoastră. Am înțeles. Și ce, ce părere aveți dumneavoastră? Ce părere aveți dumneavoastră să faceți, să vă întâlniți pe marginea drumului? Ce părere aveți? Ce părere aveți? Că ne pune pe drumul să portăm cai pe aici. Nu ziceți, domnule. Ce părere să aveți? Ei când se întorc bastoanele alea pe ei. Aha. Eu ca în 1907. Ca mine. Când o lua fur și topoare. Am înțeles. Bineți? Mergem nea Costel. Mai stăm un pic, da. Hai că nu mai. Bine, dar unde te grăbești, băiete? Unde te grăbești tu acum? Vreau să mă duc cu Costelul până la mine. Vreau să vin și vede mânza mea. Trebuie să avem răbdare, că domn Costel mai are pe aici de văzut. Mergem nea Costel. Hai, Alghesu. Sănătate, sănătate. N-ai putut filma de mine, că m-a băgat la țin camerul. Nu, că e bine așa, domn Costel. M-a tras, domnul, să știi, fără să mă atenționez, fără să mă urla. E bine așa, domn Costel, cum ați procedat, acum e foarte bine. Am urmă. Asta ce, pule mături? Pule mături, da. Fii atent aici, noroc că a venit domn Costel, că altfel tot eram plecat. Tot ai făcut un pic de târg. Cum? Tot ai făcut un pic de târg. Ea, aici, pe marginea drumului. Ăsta-i târgul tău. Ei, dar ce părere aveți de faptul că faceți
Tu ar trebui să vorbești cu patronul de aici. Așa e. Și odată pe lună. Și așa o să-l numim, Târgul lui Cristinel. Ăsta de aici? Din Piatra Craiului, da. Aici, pe marginea asta? Tata parcarea asta, nu-i? Și-l fac o lume mai azi, un pic de răzor, umbră, treburi, figuri, ia să târg plaza întâi. E, da. O pic mai trebuie curățit tufele de aici, adică și aici să bagă cu cai. Dar asta să vă zic, dacă facem o promovare puternică, o să fie tătă valea, o să fie tătă Piatra Craiului de, și pe o parte și pe alta plină cu mașini, de nu o să încapă nimeni aici. Și ce-i băiul, că trebuie loc privat, ca să n-aibă ăștia ce grăiști. Motive că știi, nu îi sau îi sau nu îi. Am înțeles. Trebuie făcut. Vorbești cu patronul să-ți dai aprobare și odată faci întâi. Și face mai mult bani ca și cu restaurantul și cu șetrele. E, că se bagă, că se bagă. Nu face! Ba! Că se bagă lumea. O să aibă client. Să bagă să-și cumpere câte o plătinduță, câte o apă, câte, o, câte un suc. Da, da. Așa, Luci. Păi nu-i ăștia cât îți dea cinii, aproape că nu-i joia, știu, tarabă de aia cu mici și cu cărnați. E, da, s-au tot dus aici la plăcintărie. Au tot mărți băieții aici la... Plăcinte de lemn. Luci, fii atent, noi acum când o să merem, vii și tu cu noi cu domnul Costel pe trase un pic. N-ar fi rău. Nu știu dacă o să am timp. Păi da, ne acum dar eu bag, stai. Eu bag la vadul Crișului și mă duc. Deci numai atât să ne băgăm la vadul Crișului. Da, tu te poți băga liniștit până atunci mă duc să pregătesc ca ei. Să facem așa atunci? Da, sigur. Nu, bun atunci. Eu mă duc cu domnul Costel că sigur. Sigur. Asta. Ziceți, domnul Costel. Nu mai zic nimic. Am pentru dumneavoastră ceva. Să vă arăt. Stați așa numai. Stați așa, nu vă apropie. Dă să ții camera eu. Nu vă apropie să fără. Dă să ții camera pe tine. Stați așa numai. Să te vadă lumea întreagă că ești hoț. Stați așa. Ce vorbești, mă? Eu am crezut că ești cel mai mare hoț și tălhar, mă. Dar pe după mine, după el, eu. Și pe Luci cum îl clasați? Pe Luci, sărac cu el, e băiat bun. Când dorme. Când dorme numai. Aud, Cristinel, săracul Luci. Ce mai spui? Stați așa numai să stați, că am ceva pentru asta. Stai mai aproape, te rog, de domn Costel. Păi, tu o să-l vezi și pe el hot. De-aia m-ai pus mai aproape de el, că e în roșu ca mine. Așa, domn Costel, ia ce primiți astăzi, că ați fost cu minte. Fii atent. Așa, și uitați aici. Fii atent, Costel. Bă, cu ăștia nu mor de foame, dar nici mine nu-ți mai are. De ce? Trebuie să schimb dinții la mine. Nu trebuie. Nu, ca ăștia curăță din. Domn Costel, de astea nu vă trebuie. Domn Costel, de astea nu vă trebuie. De astea. Vi-s bune la ceva, alea? Domn Costel. Îmi dă să-mi spăl dinții și mie. Vi-s bune semințe la ceva? Da. La ce? Da, să mă duc să mă îndipă 2-3 de acest să nu ducă că am un carbonă. Cristi, după ce le termine trebuie să sună pe dentist. Cine? Bine, Costel, te salut. Serios, să ai viață! Ceau! Are multă bună, e cotată, ia pe deoarece. Și l-am dat la hărbuțar, la carul ăsta, pe la hărbuțar. Serios, Ovidiu! Ciao. Ce faci, băiete? Vinit un pic la târg. De unde ai știut că s-a oprit băiții așa? Am fost până la Negrin și am venit înapoi și am văzut. Fii atent, ai fost să vezi cai, stai la Negrin. Da. Și au fost ceva în târg? Nimic. Nimic, așa? Nu i-au lăsat. Da. Vechituri, ai mai văzut ceva pe acolo? Ai apucat să vezi sau te-ai dus expert numai la cai? Ai fost ceva vechituri pe acolo. E, dar zic că te-ai dus expert numai pentru cai, așa? Da. Am înțeles. Ai venit la Gilor? N-ai venit la Gilor. Ai venit? Și nici eu nu sunt fost.
Că mi-a trimis să-i trimit locația, am văzut după aia. A fost unul, dar a venit mai târziu. A, deci a ajuns totuși, așa? Da, mai târziu a ajuns. Am înțeles. Cum stați cu caii? Ți-o fătat toate iepele, da? Da, da. Am înțeles. Domnul Costel, hai dați un pic aici, vă rog. Du-te zi la Pila să vie, să meargă. Da, auziți? Auzi, tu ești înainte Pilosule! De... Tu ești înainte de... Hai să meargă! De Negren sau înainte? Ești înainte de Vadul Criciului sau după? După. Deci după. După aia unde vreți să plecați de la Vadul Criciului? Eu mă întorc înapoi că am de mărți până în Tolnov. Și nu vreți să vă opriți la băiatul ăsta, are niște pe frumoasă, să le vedeți. Cu mânci, cu treburi. Tot felul. Ce culoare? Una neagră, una roșie și două. Și vii pe traseu, vii pe traseu. Salut. Deci nu deviați de la traseu absolut deloc. Nu vă opriți de la băiat. Cât să de departe piciorul ăsta de tine? Nu, mergem prima dată la el. No, bun așa. Mergem perfect la el prima dată. Bravo. No. Facem așa? Nu, mă. Ia-ți bă unul de ăsta. Bila. Faceți atâtea. Așa facem, nu Bila. Merem până la Ovidiu. Ovidiu. Ovidiu ne primești la tine? Da. Bun, onoare că uite-te. Dacă mergi la băieți să filmezi, da. Poți un poți mere la ei și când vii. Nu, mă, Ovi, merem la tine. Merem la tine. Trebuie să merem la mine. Exact. Erotă, păi, merem la tine. Că drumul ăla avem până la tine. 5 minute. Așa, așa, nu, bravo. Nu, hai să mergem. Haide să mergem. No, Cristi, te salutăm. Ciao. Hai, Costică. Ciao, Costică.